Bun găsit colegilor apicultori oriunde s-ar afla. Astăzi discutăm despre, așa cum Plastic o numea, unul din tinerii mei vizitatori, găuri din acoperiș. Mai înainte, aș vrea să vă arăt acest model de stup construit, pe care l-am construit acum 40, exact acum 40 de ani. Așa cum știam noi atunci, despre care mai tinerii apicultori spun că noi ăștia care suntem de pe vremea când umbla Dumnezeu pe pământ, eram mai înapoiat și nu știam prea multe despre albinărit. Acum se descoperă cum zboară albina și... Așa că iată această ladă, acest tub are în spate această fereastră care se deschide și prin care se face curățenie în stup și se poate pune foaia de control. Ați văzut pe profesioniștii de azi cum se chinuie să introduc o foaie de control printre rame. Aici puteai să deschizi, introduceai foaia sau făceai curățenie. Mă rog, sunt și astăzi stupi care au deschizătura asta, dar foarte mulți care au fundul fix la stup nu au această deschizătură în spate. De asemenea, aceste torți pe care le construiam cu mânuțele noastre, cu mânuțele cele două, vorba unuia mai celebru, de asemenea, acest orificiu de aerisire, această gaură din ordiniș, din acoperiș, câți fac în ziua de astăzi așa ceva? Câți dintre profesioniștii de astăzi construiesc? Stupi de acest fel. De asemenea, acest stup cu 20 de rame are două ordinișuri, iar pentru începători este, părerea mea, cea mai bună ladă, cel mai bun stup pentru începerea albinăritului, pentru ucenicie în albinărit. Poți face o familie puternică, o împarți în două, îi dai matcă sau botcă și când ai 20 de rame pline, muți în vertical și te duci în pastoral. Deci avem și noi găuri în acoperiș. Zilele trecute, acum fac o paranteză, când am postat un filmuleț în care spuneam că eu las în spate la împachetatul de iarnă, las
o mică fantă pentru aerisire. Câțiva specialiști au sărit ca arși și ne-au spus că, numai cât ne-au zis cât de proști suntem, că altfel ne-a făcut în tot felul că nu ne dăm noi seama ce curent se face în stup și cum se îmbolnăvesc albinele noastre de otită. Am întrebat, dar dacă intră dușmanul pe urdiniș, adică curentul, intră pe urdiniș și noi închidem aceste aerisiri, pe unde iese dușmanul să se facă curent? Bineînțeles că eu știu unde era curentul, dar n-am vrut să-i spun, așa că aștept răspuns. Încă aștept răspuns, că la întrebarea mea n-a răspuns nimeni. Și acum să trecem la acoperișul, capacul de stup, care nu are nicio aerisire. De când am trecut pe multietajat și pe verticali, am trecut la acest stil de acoperiș, de capac, fără orificii de aerisire. Aici nu intră stupii cu fund antivaroa. Sunt cei cu fund fix și fund detașabil. Eu lucrez numai cu, de când am trecut de la acest model, la vertical și multietajat, am trecut la stup cu fund detașabil. Capacul, pentru a nu mai face acele orificii în acoperiș, am pus aceste șipci la toate capacele. Am pus aceste șipci la care am lăsat spații, așa cum se vede, între capetele șipcilor am lăsat spații, iar atunci când capacul, care este doar cu 5 mm mai mare decât stupul, se îmbucă peste stup și se rează pe aceste șipci. Iar aerisirea se face prin aceste locuri rămase libere. An bun și toate cele bune și spor la treabă, că știu că aveți. Sănătate și să auzim mai de bine.